Dragi prieteni, ne conectăm chiar acum la cel mai important festival din România și cu siguranță în top 3 în lume. El se întâmplă la Cluj în fiecare an și dacă nu ai fost la Untold, în foarte multe locuri se spune că nu existi. Ioana Chereji, parte din sufletul acestui eveniment Untold, intră acum în legătură video cu noi ca să aflăm noutățile, că numai mâine nu-i poimine și știți foarte bine, începutul lunii august înseamnă faptul că o bună parte din România, cea mai din Europa, se mută la Cluj. Să rămână, Ioana! Sper să te văd! Să rămână! Bună ziua! Bună ziua și sper că mă auziți! Foarte bine te auzim! Așa e, dreptate, se cam mută România la Cluj între 3 și 6 august, în acest an când e Untold-ul. Mai e puțin, suntem în pregătiri, dar și pe ultima 100 de metri, nici nu aș mai zice 100 de metri, aș zice 50 de metri cu biletele. La fotofinish acum, da, exact. Da, adică suntem sold out aproape. Mai sunt puțin de 100 de abonamente pentru ediția din acest an, așa că cine nu a reușit încă să-și ia un abonament, mai are 2-3 zile la dispoziție cel mult. Bun, pentru cei care încă nu și-au dat seama că abonamentele nu sunt într-un număr limitat și nu se poate achiziționa oricând și la orice oră, să mai facem puțin, să facem o trecere în revistă a capetelor de afiș de la Untold-ul 2023. Cred că cei mai așteptați sunt cei de la Imagine Dragons, care vin prima dată în România și în momentul în care am anunțat, au creat o adevărată isterie de fericire și bucurie. Dar la fel și întoarcerea lui Armin Van Buuren, care a lipsit în 2019, a fost ultima ediție la care el a fost prezent. În acest an se întoarce și pregătește chiar un show special pentru ediția din acest an. DJ-ul numărul 1 al lumii, Martin Gaye, este și el pe scena principală a festivalului. DJ-ul numărul 2, David Guetta, vine și la Untold în acest an. Berecșa vine pentru prima dată în România, French Montana, la fel și el. Deci sunt foarte multe nume mari, oamenii pot găsi întreg line-up-ul, dar și programul cu zile pe pagina noastră oficială. Și ce să zicem, așteptăm să înceapă festivalul și să ne umplem din nou cu bucuria și energia frumoasă a oamenilor. E adevărat, este o energie cu totul și cu totul aparte la Untold. Untold a devenit o stare de spirit, o comunitate, un fenomen. Ăsta e lucrul cel mai important. În afara acestor nume de-a dreptul senzaționale, practic ce este mai bun în lume, pe parte, ați înțeles, în zona butoanelor, dar și nume mari pe care nu le-ați mai văzut în România vin acum. Alte surprize, alte lucruri care se vor mai întâmpla, pentru că Untold nu e numai concert, este și un fenomen. Așa este, în fiecare zi, atât partenerii comerciali, cât și noi le pregătim fanilor experiențe unice. Se pot relaxa, pot face diferite sporturi, pot participa la diferite concursuri, se pot strânge în zonele de lounge a festivalului, se pot strânge comunități sau se pot crea anumite prietenii. Ceea ce mi-a plăcut mie în fiecare an este că am văzut acest mix de fani ai festivalului Untold din România, care au creat repede prietenii cu oameni veniți de pe întreg globul la festival și asta se simte în tot festivalul. Cred că asta este, nu știu cum să vă spun, factorul unic sau este unicitatea pe care o are publicul Untold. Faptul că noi suntem atât de ospitalieri și de primitori, încât ne împrietenim repede cu oricine ne pășește pragul. Și asta se simte în perimetrul festivalului și asta simt și artiștii, care spun mereu că nu au mai întâlnit nicăieri în lume un public atât de frumos și de cald ca și la Untold. Da. Ioana, îți mulțumim foarte mult. Prin urmare, anunț important pentru țară. Dacă vreți să mai ajungeți la Untold, repede răspundeți acestui apel pe care îl facem acum live, dar și în toate reluările pe care le mai avem, pentru că mai aveți doar câteva posibilități pentru a fi acolo unde bate inima bunei dispoziții și a spiritului de
artistic senzațional european în România. Ioana, îți mulțumesc foarte mult, baftă multă! Mulțumesc și eu și vă așteptăm la festival! Cu mare drag, cine nu este la Untold înseamnă că nu știe unde se dă ora exactă. Mulțumim foarte mult, a fost Ioana Chereji, mergeți la Untold! Fetelor, vreți la Untold? N-aud. Mă, voi vorbiți foarte încet că n-ați mâncat nimic, da? Da, la mâncare, ia, săriți! Deci fetele s-au hotărât să sară pe meniul tău și să-ți mănânci orice. Fetelor, atenție mare! Păi măcariele, că măcariele, în direcția asta am o problemă. Bia te așteaptă la păstăi acolo. Deci, săriți pe el, fetelor, mâncați. Puteți să-l și mâncați. Vă ajut cu o salată de ton prima oară. Hai să începem așa lejer și după aceea trecem pe lucruri serioase. Intrăm în porcul, adică las fetele să mănânce. După pauză mai vedem ce a mai rămas din bucătărașul nostru. Că fetele oricum știți foarte bine, se descurcă în orice situație.